Salutare, prieteni, și bine ne-am regăsit după mai mult timp. Astăzi vreau să vă prezint această balustradă din lemn de brad, în model homemade, gândită de mine, fără prea multe minuni. O balustradă simplă și foarte ieftină, cu bani puțini. Am încercat să o fac din panou traforat, cum este la mod acum, dar din păcate un pic prețul cam piperat, în primul rând, iar în al doilea rând, fiind casa scării la mine cu treptele în evantai, am avut un foarte mare dezavantaj, că nu prea se îmbina acel panou traforat. Și de aceea am decis să merg pe această variantă mai ieftină și mai economă. Cum am procedat? Dacă vreți să faceți și voi, bineînțeles, acasă, acest model, mergeți la un magazin de bricolaj, Dedeman, Leroy Merlin, și achiziționați aceste fipci de lemn de 5x5 sau 10x10, 5x8, 6x4, cum doriți dumneavoastră, cum vă place. De ce să mergeți acolo și nu în târgu de cherestea? Pentru că acest lemn este gata, finisat, uscat și nu se va mai usca. Deci el este gata, pregătit pentru montaj. Aici sus am, tot de la acest magazin de bricolaj, am cumpărat și această mână curentă, după cum se vede, împreună cu aceste fici. Le-am pregătit, le-am desprăfuit, eu vă prezint pașii de urmat. Desprăfuit, degresat, dacă este cazul, unde mai are clay. Și apoi, cu o pensulă, ca de obicei, ca la noi acasă, că tot ne place, am folosit această vopsea pe bază de apă, tot de la Oscar, Aquamat, pe bază de apă. Uscare rapidă, fără miros, da? Pentru lemn, metal, zidărie, interior, exterior. Aspect mat, catifelat. Alb, contemporan. Da? După cum se vede. Se aplică două straturi de vopsea pe acest lemn. Este foarte important să lăsăm aproximativ 2-3 ore, 4, între straturi. După ce se usucă primul strat, cel de al doilea. După ce se usucă și al doilea strat, eu am decis să folosesc această patină aurie de la Kober. Așa arată. E o cutiuță de 200 de mililitri. Și am încercat să antichizez cu un penson lemnul, da? Deci se moaie în această patină, se ia surplusul de patină de pe penson și cu pensonul aproape uscat se șterge pur și simplu peste acest alb. Și după cum vedeți, ne dă o senzație de vechi, de antic. De aceea se spune antichizat. Cam așa arată. Aici, pe acest șanfren, m-am jucat eu un pic cu o freză de lemn, după cum se vede. Da, cam așa arată acest model de balustradă. După ce se dau șuruburi, se prinde, dacă mai are lemnul un defect, este foarte bine de folosit acest kit de cuțit de la Aplafil, acrilic. Deci, este o pastă gata făcută, iar cu spaclu
Unde aveți defecțiuni în lemn sau unde s-a făcut sistemul de prindere, chituim cu acest kit, lăsăm aproximativ 2-3 ore să se usuce și apoi urmăm toate etapele care vi le-am enumerat anterior. Da, cam așa arată balustrada. Mie îmi place foarte mult. Iar ca preț, undeva, cred că m-a ajuns undeva în jur de 700 de lei. Cu tot, cu drum, cu antichizat, cu vopsit, cu tot, cu tot, cu șuruburi, cu tot. Eu sunt foarte mulțumit. Calitate, preț. Mi-a plăcut acest model cu bârne pe vertical. Am vrut să merg cu ele până în tavan, dar mă incomoda acest corp de iluminat. Și am decis să îl opresc la înălțimea de un metru, să merg pe standard. Da, cam asta e, prieteni. Dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut, puteți lăsa un comentariu. Accept un sfat sau o recomandare din partea voastră. Trebuie să învățăm unii de la alții. Vă salut și să ne revedem cu bine la următorul clip. Numai bine!